Noi detalii șocante ies la iveală în cazul bărbatului care și-a ucis cu sânge rece concubina. Acesta i-a aplicat mai multe lovituri cu cuțitul în zona gâtului, după care a abandonat-o pe câmp la intrarea în localitatea Căvăran. În același loc a așteptat sosirea taximetrului, care îl adusese în localitate, pentru a fi transportat la gara din municipiul Caransebeș, de unde a luat trenul spre Drobeta Turnu Severin. După ce vestea că un tânăr mehedințean în vârstă de 29 de ani din satul Rece și-a ucis cu sânge rece concubina de 32 de ani, iar trupul femeii a fost găsit pe marginea drumului Național 6, în dreptul comunei Cărășene, Constantin Daicoviciu. Noi detalii șocante ies la iveală. Tânărul domiciliat în județul Mehedinți s-a prezentat la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, spunând că în data de 16 februarie 2022, în timp ce se afla în localitatea Constantin Daicoviciu, cunoscută și sub denumirea de Căvăran, județul Caraseverin, a ucis-o pe fosta sa concubină prin aplicarea mai multor lovituri cu cuțitul în zona gâtului, după care a abandonat-o pe câmp la intrarea în localitatea Căvăran din direcția Caransebeș. Criminalul a fost înfuriat de faptul că tânăra a refuzat să revină în căminul conjugal. După crimă, mehedințeanul a plecat cu un taximetru. Femeia ucisă era mama unei fetițe de 5 ani. Conform declarațiilor date de către mama victimei, aceasta l-ar fi părăsit pe concubinul său pentru că bărbatul îi ceruse să plece cu el în străinătate, dar să nu ia și fetița cu ei. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Caraș-Severin au dispus în dosar, în data de 17.12.2022, efectuarea în continuare a urmăririi penale față de inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat.